ne-a lăsat misiunea sa, ne-a lăsat puterea sa, ne-a lăsat pacea sa, ne-a lăsat însoțirea sa, puterea sa, pacea sa, Duhul său, ne-a lăsat misiunea sa. Matei 28, de la 19 la 20. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și acum eu mă duc, dar vă las misiunea aceasta vouă. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la ce făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Iar cine nu va crede va fi osândit Marcu 16 cu 15. Matei 28, 19 la 20. Luca 24 cu 47. Fapte 1 cu 8. Voi veți fi martiri în Ierusalim, în Iudeea, toată Samaria și până la marginile Pământului. Ne-a lăsat această misiune. Și vreau să spun ceva, frate și surori. Noi nu avem o altă misiune pe Pământul acesta mai mare. Noi nu avem un rost mai sfânt în lumea asta. Noi nu avem o chemare mai mare. Nu avem nimic, n-ar trebui să ne ocupe mai mult timp. Nimic n-ar trebui să ne capteze mai mult atenția. Nimic n-ar trebui să ne țină mintea și inima conectată în lumea aceasta, decât pasiunea și dragostea pentru cei căduți de a le duce Evanghelia. Asta ne-a lăsat Domnul Iisus. Asta e misiunea pe care ne-a lăsat-o. Și vai de capul nostru, vai de noi, zice Apostolul Pavel, vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă nu ne îndeplinim misiunea și nu ne înțelegem rostul în această lume, le aduce Evanghelia celor căduți. Doamne, pune în inima noastră mai multă pasiune. Dă-ne mai multe strategii, mai multe inițiative, mai multă preocupare în a duce Evanghelia la cei din jurul nostru. Începând de la cei din casele noastre, până la cei din orașul nostru, din județul nostru și până la margini de pământ. Ne ajută-ne să fim niște oameni care își înțeleg misiunea. Amin? Amin. Amin. Ne-a mai lăsat ceva. Ioan capitolul 17, versetele 6 la 8, spune așa. Cuvântul său, mi-a lăsat cuvântul său. Zice, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat în lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Iar de la versetul 14, tot în capitolul 17, spune le-am dat cuvântul tău. Și lumea i-a urât. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum a trimis pe mine, cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei. Ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Cuvântul adevărului. Domnul Iisus Hristos a lăsat cuvântul Evangheliei pentru mântuire și cuvântul Evangheliei ca mesaj pe care să-l ducem altora pentru mântuire, dar a lăsat și cuvântul Scripturii pentru zidire spirituală și pentru maturizarea noastră în umblarea noastră prin lume. De aceea, în capitolul 14, de la versetul 15, apare din nou acest accent. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. V-am lăsat cuvântul meu, v-am lăsat poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu, veți păzi poruncile mele. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Domnul Iisus când s-a înălțat la cer, ne-a lăsat cuvântul său. Ne-a lăsat poruncile sale. Ne-a lăsat Evanghelia să o propovăduim. Ne-a lăsat poruncile sale să le împlinim. Domnul Iisus când s-a înălțat a spus duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la toată lumea. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Cuvântul său mi l-a lăsat. Pentru ca prin el să creștem și pe el să-l păzim și prin el să ajungem la desăvârșire. Este cuvântul adevărului care ne sfințește și care ne așează într-o stare după voia lui Dumnezeu. Amin. Ne-a lăsat însoțirea sa, ne-a lăsat puterea sa, ne-a lăsat pacea sa, ne-a lăsat tot
misiunea sa, ne-a lăsat cuvântul său. Șase lucruri a descoperit deja și ne-a mai lăsat ceva. Ne-a lăsat promisiunea revenirii sale. Amin. Amin. Ioan 14, de la 1 la 3. Să nu vi se turbere inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să mă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Da? În versetul 28 spune Domnul Iisus, ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Ați auzit că v-am spus, v-am promis cu acesta, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubit, m-ați fi bucurat că v-am spus, mă duc la Tatăl, că Tatăl este mai mare decât mine. Iar versetul 18 spune, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Ce promisiune deosebită. Probabil că acest verset scurt ar putea deveni un verset de aur cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos pentru Biserica Domnului. Această promisiune extraordinară. Nu mă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi. Ce promisiune deosebită ne-a lăsat Domnul Iisus? Promisiunea că chiar dacă El este plecat, chiar dacă El este în cerul de slavă, starea noastră, statutul nostru în lumea aceasta nu este de oameni orfani. Nu este o părăsire pe care am venit. Nu este un abandon. Nu este o pierdere. Noi nu am pierdut pe cineva drag când Domnul Iisus a plecat. El spune că va reveni și nu ne va lăsa orfani, ci va veni și se va întoarce la noi. Trebuie să fie numele Lui. Așadar, fraților, așa că ne-a lăsat Domnul Iisus niște bogății deosebite după înălțarea Sa, ne-a lăsat însoțirea Sa, echivalent cu prezența Sa fizică, prezența Sa spirituală. Ne-a lăsat puterea Sa, însoțirea Sa din puterea Sa, ne-a lăsat pacea Sa, ne-a lăsat Duhul Său, ne-a lăsat misiunea Sa, ne-a lăsat cuvântul Său și ne-a lăsat promisiunea revenirii Sale. În lumina tuturor acestor lucruri pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat, așa cum Petru întreabă, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? La tot ceea ce Domnul Iisus ne-a lăsat după înălțarea Sa și la tot ceea ce urmează să se întâmple atunci când istoria prezentă se va încheia, când Pământul cu tot ce este pe El va arde, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? O putere sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile și Pământul vor arde cu trosne. De aceea, Doamne, ajută-ne să știm ce ne-ai lăsat și să știm să și folosim ceea ce Tu ne-ai lăsat. Și în trăirea noastră să fim acei oameni pe care Tu îi dorești, care să știe să aștepte și să grăbească venirea Ta din nou în lumea noastră. Și în